Vă salut, oameni buni! Bine ați venit la un nou vlog! Azi avem o încărcare mai frumoasă, mai drăguță. La o firmă destul de mititică. Să vedem ce facem acolo. Dacă avem loc, dacă nu avem... Hai să vedem ce ieșe. Sunt încărcări și încărcări, încărcări mai bune, unde ai loc destul, încărcări mai puțin bune, unde curtea este un pic mai mititică. Nu toate încărcările sunt la firme mari. E full de radare, poți să vedea. Încărcarea asta este exact într-un mic sătuc. Dar ce te împinge în spate, Daniel? Imediat prin 100 la oră cu astea. La iarnă zici că ești cu Sania? Iarna. Așa spui. Ce BMW a părut, mă. Mișto. Chiar că zicea un băiat, comentase la un clip pe TikTok referitor la munca cu 25, dacă stăm doar pe-n curte, așa că ți le mutăm pe-n curte. Mi s-a părut ușor amuzant că noi intrăm cu ele peste tot, să dea neavă. Îi dai cu 25 original. Un
de intră la cu bicicleta, hop și tu cu două remorci după tine. Uite, pot să spun că vlogul ăsta este special pentru acel băiat. Și eu nu numai pentru toată lumea, dar în special pentru băiatul ăla, că chiar era curios, știi? De treaba asta. Da, și noi mergem cu ele peste tot, adică nu, n-ai treabă. Acum știi cum e, te blochezi, ai, n-ai loc, e problema ta ca șofer, nu e problema firmei, adică... Na, ei ți-a dat cursa, tu decizi cum te duci, unde te duci, de exemplu să te decuplezi, să te cuplezi. Asta nu este problema firmei. Bine, într-un fel mi se pare normal, că până la urmă poate firma să stea după tine, una în turnă, băi, omule, te duci colo, te decuplezi colo, faci aia, faci aia. Până la urmă, omul ți-a dat cursa și na, tu ca șofer trebuie să o faci. Nu? Adică la ce naiba te mai chem șofer profesionist dacă stă disponent una în turnă după tine să te urmărească, să-ți dea coordonate și chestii de-astea, iure, sau să-ți caute el ție parcări unde te decuplezi, de exemplu, dacă n-ai avea loc, ca idee. Asta este strict problema ta. Și exact cum am mai spus, mi se pare normal într-un fel, atât timp cât vrei să lucrezi cu 25, îți asumi. Nu? A lucra pe 25 de metri este ceva opțional, nu te obligă nimeni să faci asta. Doar tu, dacă te simți capabil, stăpân pe tine, de altfel. Și dacă nu ai o problemă personală cu munca, că la 25 se muncește, adică e muncă fizică ca lumea. Nu e ca la 17 să deschizi două uși și gata. Na, muncești la ce mod? Că e stres mai mult. Cu parcări, cu mâncare, am loc, n-am loc să-mi iau de mâncare, am loc, n-am loc să mă parchez. La firme iar, că sunt firme unde ai loc, unde ai, da, e la limită iar. Uite și aici, o să vedem acum care cum e treaba. Și na, trebuie să și-ți placă, că dacă, de exemplu, nu-ți place, nu se va lega în veci, naiba, cu toată voința ta. Trebuie să și-ți placă să faci asta, să lucrezi cu 25 de metri pe un asemenea ansamblu. Dacă nu-ți place, nu prea te lipești. Da, că dacă îți place altfel...